Bună dimineața, astăzi ne-am trezit la ora 3:30 și am venit la pescuit. Deșeți! Ui, fați, au prins doi pești, dar voi și nu prindeți nimic. Primul peștișor. Să-i dăm drumul înapoi pentru că este prea mic. Că băieții aici au diferite aparate. Pun, mâncare. Văd eu doar cu un cârlig, cu două cârlig. Am prins un pește, dar voi nimic. Ion, ai prins ceva? Vezi cine știe, cine pescar adevărat. Edica. Comentariile tale. Deci crezi că astăzi nu se prinde pește? Astăzi mă gândesc că nu se prinde pește din cauza că sunt o grămadă de oameni și l-au hrănit și nu se mai prinde azi nimic. Da, da, foarte mulți oameni, așa? Foarte mulți oameni și prindem ca în fântână. Mergem la caldare și numai apă de acolo, așa și aici. Da, avem șanse. Câte ora nouă, de la 4, 3 jumate ne-a pornit. Prânzul, dar chest pește la prânzul. Da, pește la prânzul. Am decis să merg în alt colț al iazului, pentru că acolo nu se prindea nimic și sunt prea mulți oameni, poate din acest motiv e gălăgie. Frumoasă este natura. Pădurea este deja verde. Cât sunt de mari aceste furnici? Am așa o presimțire că aici cu siguranță am să prind mult pește. Cum trebuie doar să așteptăm. Cât de liniște este aici. Chiar dacă nu am să prind nimic, dar primesc foarte mare plăcere interioară aflându-mă aici. E super aici. Vă-ți facem statistica. Câte ore noi am stat aici? 8, 9? Da, 8 ore.
Are mai ore, mai mult sau mai 10 ore, da. 10 ore, de la ora, nu mai la ora 4:50, ia. Așa, în 10 ore vă arăt cât pești noi astăzi am prins. Tu spune, cum se numește lacul ăsta? Stai, dar lacul nu știu cum se numește, dar nici nu vreau să știu. Am zis, spune că nu vă voi recomand la nimeni să prindă pești. Deci nu vă recomand la nimeni să prindă pești la lacul ăsta. Nu. Vă arăt, câți pești eu am prins și câți pești au prins băieți. Așa. Acesta este peștele care eu l-am prins. Timp de 9 ore, 10. Un pește mare. Restul mici, vreo 10 care am prins, i-am dat drumul înapoi. Ion, tu câți pești ai prins? 2. 2 mici, da? Le-ai dat drumul. Da. Și Eric? L-am prins vreo 6-7 mici, dar tot le-am dat drumul. Din cauza regulilor care sunt la iazul ăsta. E că așa, dacă e peștele așa de mic, noi dăm drumul înapoi. Da, asta e regulamentul iazului și vă recomand să nu niciodată la iazul ăsta. Niciodată în iaz, că ăștia tot amăgesc, îi spun că au pești, dar n-au pești așa. Spun că dau pești, dar nu dau pești. Așa că iazul se află prin raionul, prin sătul cu Donici și nu vine niciodată la iazul, niciodată în viață. Nu se prinde nimic. El s-a supărat pentru că nu a prins nimic. Băi, dar nu se prinde, băi. Wow, zic, dar o de bani, că trebuie să nu dai. O recomandă. Așa că, oricum, azi mai vinim, azi mai încercăm în alte zile, poate va fi mai, o zi mai norocos. Dacă plătești, noi vinim cu mare drag. Băieți, statistica, 10 ore de pescuit. Cât pești, Sasha, ai prins? Cât ai, câți pești ai? 6 și le-am dat drum înapoi. Prea mici, da? Da. Eu am unul. Unul? Tot am dat drum. Am înțeles. Cât ați prins dumneavoastră? Nici unul, da? Am înțeles. Azi, azi a fost o zi norocoasă, am pescuit toți. De minuni. Nu știu. Cum se numește? Donici. Donici. Veniți la Donici, 10 ore, prindeți 4 pești mănici. Da. Care scrie un GPS adresa. Uitați. Toți murdari, toți.